Bun găsit, dragi telespectatori! Vă salutăm din nou la o emisiune Vox Fidei, Vocea Credinței. De data aceasta o să avem un personaj nou, numele lui este C.S. Lewis. Acest autor este unul celebru. Pentru cei care doar ați auzit numele lui, sper că majoritatea dintre dumneavoastră l-ați auzit. El este un scriitor creștin comparat cu Augustin sau cu Thomas d'Aquino. Este autorul a peste 58 de cărți, iar o parte din lucrările lui au fost ecranizate și au, au apărut inclusiv în cinematografele din România. Mă refer la uh, filmele Narnia. Uh, aceste filme au un substrat creștin, aceea vă încurajez în mod special pe părinți să le vizionați împreună cu copiii dumneavoastră. Sunt excelente. Însă, dincolo de... Uh, Cărțile publicate de C.S. Lewis, aș vrea în această zi să ne uităm puțin la felul în care el a ajuns să se convertească, pentru că el a crescut într o familie creștină, dar la vârsta de 13 ani s-a declarat ateu și apoi a urmat cam mai târziu în viață, după ce a ajuns la Oxford, să se convertească. Cartea care descrie convertirea lui se numește Surprins de bucurie a fost tradusă și în limba română, publicată de editura Humanitas. Înainte de a intra în câteva de detalii biografice despre C.S. Lewis și să ne uităm la convertirea lui, aș vrea să subliniez un element care este esențial și pentru dumneavoastră și acesta se leagă de titlul cărții sale, titlul cărții în care își descrie convertirea, surprins de bucurie. Unul dintre discipolii săi comentează și dezbate această bucurie despre care C.S. Lewis vorbește și el prezintă bucuria în trei postaze sau trei etape în care se poate vorbi despre bucurie. Una dintre ele, prima dintre ele este bucuria care vine din naivitate. Uh, spunea acesta, este momentul în care ai impresia că dacă obții lucruri, dacă faci uh, uh, anumite progrese în viață, o să ajungi să fii bucuros. Dar această bucurie, spunea el, este o bucurie la uh, naivă. Cu alte cuvinte, nu o să ajungi să atingi, să întâlnești bucuria niciodată dacă te duci pe drumul acesta. De aceea, el vorbește despre o a doua etapă în care, după ce ai epuizat aceste căutări ale bucuriei, ajungi în partea a doua a vieții și, în general, acolo ajungi să înțelegi că este imposibil să fii bucuros. Și de aceea, în această etapă, oamenii devin pesimiști, neîncrezători și nu cred că pot să mai fie bucuroși. De aceea, Titlul cărții lui C.S. Lewis este important pentru că este surprins de bucurie, pentru că în partea a doua a vieții ajunge totuși la convingerea că bucuria este posibilă. Cu alte cuvinte, dacă îți cauți bucuria într-un mod mecanic și crezi că având lucruri, având posesii, având poziții, o să devii bucuros, greșești. Dacă ai ajuns deja la etapa în viață în care crezi că e imposibil să mai fii fericit și bucuria ține doar de naivitate, C.S. Lewis spune că bucuria este posibilă. Dar nu o focalizare doar pe bucurie, ci o focalizare sau o întâlnire între tine și Dumnezeu. O descoperire a lui Dumnezeu într-un într mod real ajunge să-ți aducă bucuria. Cu alte cuvinte, nu trebuie să faci un scop din căutarea bucuriei în sine, ci căutarea lui Dumnezeu, găsirea lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, o să ajungă să te împlinească și să-ți aducă acel saț, acea satisfacție, acea bucurie pe care nu-ți o poate oferi nimic altceva. Haideți acum să ne uităm la câteva aspecte generale care se leagă de viața lui C.S. Lewis, nu o să fie singura emisiune pe care o să o facem despre el. În probabil o emisiune sau două ulterioare vom vorbi și despre, despre argumentele pe care el le aduce pentru existența lui Dumnezeu. S-a născut în 29 noiembrie 1898 și a, a murit în 22 noiembrie 1963. A murit cu o săptămână înainte să împlinească 65 de ani. S-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord. Părinții lui au fost oameni intelectuali în vremea respectivă. Tatăl său, Albert James, a fost descendentul unor fermieri galezi, iar mama lui, Flora Augusta Hamilton Lewis, a fost fică de preot. C.S. Lewis a fost mezinul familiei, fratele lui a fost Warren, a fost mai mare decât el cu trei ani. Uh, C.S. Lewis și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde mai târziu a ocupat poziții, de, poziții academice, atât la Oxford University, și, uh, dar și la Cambridge University, unde a, a fost profesor și șef de catedră la, de literatură medievală engleză. Așa cum spuneam, a scris peste 58 de cărți, foarte variate, poezie, critică literară, esee, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice pentru adulți și pentru copii. Și la un moment dat el spune, am scris cărțile pe care aș fi preferat să le scrie alții și să le citesc eu cu alte cuvinte și a inventat o lume pe care ar fi preferat să o scrie alți autori pentru că nu s-a întâmplat asta, a trebuit să-și o scrie el. Printre cărțile mai semnificative scrise de el ar fi cărți de ficțiune, scrisorile lui Zgândărilă, o să fie una dintre cărțile la care îi vom face recenzie în una din emisiunile ulterioare. Cronicile din Narnia, care, așa cum spuneam, s-a ecranizat. Trilogia Spațială. A scris cărți de apologetică creștină. Creștinismul redus la esențe, din nou o carte la care vom face referire în viitor, Cartea Miracole publicată și în limba română și Creștinismul redus la esențe este publicată în, în limba română și scrisorile lui Zgândărilă. Problema durerii, din nou o carte importantă. Acestea sunt, acestea sunt câteva detalii care creionează profilul în linii foarte, foarte mari a lui C.S. Lewis. Aș vrea acum să ne uităm la convertirea lui. Cum a ajuns acest om la credință? Și este foarte important să, să evaluăm convertirea lui, pentru că un astfel de om, un astfel de profil, un tânăr crescut în familie creștină, la 13 ani se declară ateu și apoi la 30 și ceva de ani ajunge să devină creștin într-un mediu academic la Oxford și la Cambridge, cum reușește omul acesta să facă pasul credinței, saltul credinței, dacă ar fi să-l cităm pe Kierkegaard. Este interesant, aș vrea să vă dau un citat din C.S. Lewis de dinaintea convertirii. Nu cred în nicio religie, spunea el. Nu există absolut nicio dovadă pentru niciuna dintre ele, iar din punct de vedere filozofic, Creștinismul nu este nici măcar cel mai bun. Toate religiile, adică toate mitologiile, pentru a le da un nume potrivit, sunt numai decât invențiile omului. Alte cuvinte CS lui se uită la religiile lumii, le clasează, le numește mitologii și el consideră că toate aceste mituri, toate aceste mitologii sunt invenții umane și nu este atras de către ele, nu are chemare să le evalueze decât ca și om de literatură. Mai mult decât atât, el subliniază faptul că religia creștină nu este nici măcar mai bună decât celelalte. Sunt religii, sunt mitologii, mai bune decât creștinismul. Haideți să vedem deci cum ajunge acest om să creadă în Dumnezeu în cartea lui surprins de bucurie pe care deja am menționat-o. C.S. Lewis, Lewis își descrie convertirea și este foarte important să reținem că el nu scrie cartea aceasta imediat după convertire. O scrie mult mai târziu pentru că i-au trebuit câțiva ani de zile pentru a-și pune în scris convertirea. E foarte interesant că convertirea lui C.S. Lewis nu a fost instantă, ci a fost într-un proces. A trecut mai mult timp până când el a fost convins de existența lui Dumnezeu și practic sunt două etape ale convertirii. Este prima etapă în care el ajunge să creadă într-un Dumnezeu teist și apoi este faza a doua a convertirii în care ajunge să creadă în Isus Hristos. Cum ajunge sies Lewis la această credință? Și un prim element este uh, demn de menționat, nu are nimic emoțional în convertirea lui. Convertirea lui este una intelectuală, una rațională și uh, una filozofică, dacă vreți. El a luat curentele de gândire și uh, a început să le evalueze și într-un final a ajuns la convertirea uh, despre care vorbește. În al doilea rând, un rol important în această convertire l-au jucat prietenii lui de la Oxford. A avut să aibă un cerc cu câțiva profesori de acolo care erau creștini, erau scriitori și ei, iar în discuțiile cu oamenii aceștia, interacționând cu literatura produsă de ei, C.S. lui s-a ajuns să creadă. La un moment dat el scrie despre George MacDonald, Făcuse pentru mine mai mult decât oricare alt scriitor. Păcat însă că o ținea într-una cu creștinismul, spune lui. Era bun, un autor de seamă, dar era creștin. Chesterton avea mai mult discernământ decât toți ceilalți moderni puși la oaltă, făcând abstracție de creștinismul lui. Johnson era unul dintre puținii autori căruia îi puteam acorda încredere de plină. În mod ciudat, aveau aceeași țăcăneală, adică credința în Dumnezeu și în Isus Hristos. Era deranjat de faptul că acești colegii lui erau creștini. Aș vrea acum să ne mutăm înspre o primă fază a convertirii lui C.S. Lewis în care el a, povestește despre felul în care interacțiunea cu literatura și cu colegii lui l-au făcut să creadă. În primul rând, acești autori creștini i-au -au pus în față un element foarte important, acela de reevaluare a trecutului în cartea sa Omul Veșnic, Chesterton ajunge să-l descrie pe Iisus Hristos ca și cel care a influențat istoria și a avut un impact, cel mai mare impact în istoria omenirii. Însă Chesterton face încă ceva acolo. El își invită cititorii să-și reevalueze trecutul, cu alte cuvinte, undeva în trecut te-ai plasat pe o direcție, pe o linie de gândire sau pe alta, indiferent care ți este direcția, este normal, este sănătos să te oprești din când în când și să-ți evaluezi deciziile pe care le-ai luat în trecut. Și astfel se face că C.S. Lewis ajunge să se uite în trecutul lui și să realizeze că a luat decizia de a deveni ateu la vârsta de 13 ani. Acum, a realizat dintr-o dată că în perioada respectivă accesul la informații a fost destul de limitat și că decizia lui a fost una subiectivă. Și atunci a trebuit să-și reevalueze din nou trecutul și să deschidă posibilitatea aceasta înspre a fi fost greșit în decizia pe care a luat-o în trecut. Mulți dintre noi venim cu un bagaj. M-am născut într-o familie de neoprotestanți și am crescut acolo și am pornit înainte în viață, dar la un moment dat trebuie să ajung să-mi evaluez bagajul acesta. Asta se întâmplă cu C.S. Lewis, ajunge să se uite în trecutul său și să realizeze că e posibil să fi greșit la 13 ani, de aceea uh, nu ar strica să se întoarcă înapoi, să-și reevalueze la 33 de ani, la 40 de ani, decizia pe care a moștenit-o, a, a, a dus-o cu el uh, atâția ani și să vadă dacă acea decizie a fost uh, corectă. Un al doilea pas în convertirea lui C.S. Lewis a fost legat de diferența dintre miturile păgâne și, cum spunea el, mitul creștin pentru că atunci când Tolkien, un alt autor și un alt prieten de al lui din vremea respectivă, începe să compare miturile păgâne cu creștinismul, diferența dintre cele două categorii este imensă. Și CS Lewis ajunge să vadă că dacă în alte mituri păgâne ar fi regăsit exact aceleași elemente ca și în creștinism. Adică că un zeu s-a întrupat și că un zeu s-a sacrificat pentru omenire. Narațiunile respective, miturile respective, i s-ar fi părut interesante. Dar în momentul în care creștinismul vine cu ideea întrupării lui Dumnezeu, întrupării lui Hristos și are pretenția că lucrul acesta este real, că s-a întâmplat pe bune, în loc să considere că uh, e foarte valoros și că merită să fie evaluat, el ajunge să dea la o parte creștinismul și să nu-l mai considere ca și o religie bună. Și în, în, în momentul în care Tolkien îi face provocarea aceasta, el ajunge să se uite foarte atent la creștinism și să înțeleagă profunzimea acestuia. De fapt, la un moment dat el ajunge să spună, am ajuns să cred în Isus Hristos, în creștinism, tocmai pentru că acesta nu ar fi putut fi intuit, nu m-aș fi putut gândi dacă eu... Aș fi fost cel care scria mitul, niciodată nu anticipam, nu, nu m-aș fi gândit să creez un astfel de mit. Mitul creștin sau ideea creștină, pentru că nu este un mit, este o realitate, este surprinzătoare, neașteptată. Ești surprins când realizezi că Dumnezeul infinit s-a întrupat, a coborât printre noi. Iată, deci, un alt element pentru cei care poate vă uitați la emisiunea aceasta și nu credeți în Dumnezeu sau aveți un coleg care vă spune eu nu cred în Dumnezeu, invitați-l să, invitați să-și reevalueze poziția. Poate că a luat hotărârea, decizia asta de a nu crede în urmă cu 20-30 de ani, între timp a evoluat, chemați-l să-și reanalizeze poziția de ce este ateu, de ce este necreștin. În al doilea rând, să, sau în al treilea rând, să se uite la creștinism și să vadă cât de Profund este creștinismul. Ce înseamnă că Dumnezeu s-a întrupat? Cât de neașteptate sunt evenimentele din creștinism, nașterea din fecioară a Domnului Isus Hristos, coborârea lui Isus Hristos la nivelul săracilor, la nivelul oamenilor bolnavi, implicarea lui Isus Hristos. Multe dintre conceptele acestea cu care noi suntem obișnuiți astăzi, conceptul de milă, de exemplu, erau străine înainte de Isus Hristos. Prin venirea lui Isus Hristos, El ne aduce o nouă morală. Aș vrea să vă spun că oamenii care nu cred în Dumnezeu sunt obsedați într-un fel de noua morală adusă de Isus Hristos. Ei vor să o dea la o parte pentru că ei spun această morală adusă de Isus Hristos a schimbat cursul istoriei, cursul, cursul, gândirii umane. De aceea cred că e atât de important să evaluăm creștinismul la adevărata lui profunzime și asta face C.S. Lewis. Uh, practic, ajungem să vedem cum pas cu pas toate argumentele lui sunt demolate și uh, el ajunge să spună istoria lui Isus Hristos este pur și simplu uh, un mit adevărat. Adică este istorie, nu, este doar, doar uh, nu sunt doar fanteziile unor autori care au creat miturile. Un mit care acționează asupra noastră în același fel ca și celelalte, cu această diferență extraordinară că s-a întâmplat cu adevărat. Aceasta este diferența dintre creștinism și celelalte religii. Creștinismul este istoric, creștinismul este real. Iisus Hristos s-a întrupat și a venit printre noi. Pre, pentru prima dată, spunea el, când am ajuns la concluzia asta, m-am examinat cu un scop practic, extrem de serios. Este chemarea pe care CS-Lui o face după ce ajunge să fie convins de Dumnezeu. Iar ce am descoperit m-a îngrozit. O menagerie de pofte, un balamuc de ambiții, un viespar de temeri, un harem de animozități întreținute cu grijă. Numele meu era legiune, spune CS-Lui. În procesul acesta de convertire, citind, dialogând cu uh, colegii săi, ajunge să fie convins că Dumnezeu și că Isus Hristos nu este doar o poveste. El își descrie starea aceea, procesul acela prin care trece uh, în convertire. Încercați să vă închipuiți momentele mele de singurătate în camera de la Magdalen. Seară de sa, seară simțind când îmi, între, când îmi întrerupeam lucru, fie și preț de o secundă. Apropierea cu pași măsurați, implacabili, acelui pe care dorisem cu atâta ardoare să levit. Condiția lui morală îl făcea să își dorească să levite pe Dumnezeu. Să știți, de fiecare dată când un om nu crede în Dumnezeu. Nu este și nu sunt lipsa argumentelor raționale care să dovedească existența Lui, ci sunt probleme morale, asta spune Sies lui aici. Mi-aș fi dorit să nu existe Dumnezeu pentru că în interiorul meu era o lume de nelegiuiri. Faptul de care mă temusem venea în cele din urmă peste mine. În ultimul trimestru din 1929 m-am dat pătut. Am recunoscut că există Dumnezeu. Uh, am îngenunchiat și m-am rugat era pe semne în seara aceea cel mai șovăelnic și mai abătut convertit din toată Anglia nu vedeam atunci ceea ce acum este cel mai glorios și mai evident lucru smerenia divină care acceptă un convertit chiar și în asemenea condiții fiul risipitor cel puțin s-a întors acasă purtat de propriile picioare. A, aici el descrie convertirea. Pentru noi este, este greu să ne întoarcem și știu că unii dintre cei ce se uită la emisiunea noastră încă n-au ajuns să facă turnura aceasta, întoarcerea aceasta. Orice întoarcere este dificilă. Ne vine să fugim de Dumnezeu, spune C.S. Luis. Convertirea mea a fost șovăelnică, mi-aș fi dorit să nu existe Dumnezeu. Însă toate aceste argumente au ajuns să mă constrângă o să vedem în emisiunile următoare argumentul moral și alte argumente care l-au constrâns pe C.S. Luis și au probat pentru el că există Dumnezeu. Citirea Evangeliilor, interacțiunea cu Cuvântul lui Dumnezeu și-a dat seama în momentul în care a început să citească Evangeliile în limba greacă, în limba originală, că nu sunt doar niște istorii, doar niște mituri, ci este istorie. Este realitate. Fiul lui Dumnezeu s-a coborât, s-a întrupat, a umblat printre noi, plin de har și de adevăr. Surprins de bucurie. Bucuria nu o poți câștiga într-un mod mecanic. Căutând să te împlinești prin uh, realizări, prin uh, a avea lucruri, prin posesii, prin a obține poziții. Bucuria nu este imposibilă nu, dacă ai ajuns în etapa vieții în care ai să zici, nu mai există Dumnezeu, a, nu mai există fericire, nu mai există sens pentru viața mea. C.S. Lewis îți spune, poți să fii surprins, surprins de bucurie. Atunci când te întâlnești cu Hristos, când descoperi că e real și când ajungi să-L crezi pe El, pe cuvânt. Vox fidei, vocea credinței. Fă ca și vocea ta să se audă, vocea credinței, a unui om care îl descoperă pe Dumnezeu, își pune toată credința în el și capătă acea bucurie negrăită. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu dumneavoastră.